Spune, la mulți ani! La mulți ani, domnul Viorel, la mulți ani și ție și tuturor celor care poartă numele de flori. Mulțumim! Credeam că la mulți ani tuturor celor care se implică să salveze pe Dinamo. La mulți ani și lor, corect. La ce faceți? Vă duceți? Că e public îndemnul lor, mesajul lor. Da? Veniți, domnul Prunea, să dați o mână de ajutor. Vă duceți? Mă flatează mesajul lor și le mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o acordă. Dar, din păcate, n-am discutat cu absolut nimeni. Da. Adică sunt doar vorbe? Pentru cuvintele. Poftim? Adică sunt vorbe fără acoperire concretă? Sau cum? Da, nu. N-am discutat cu absolut nimeni. Am primit mesaje de ziua mea de la persoane din... De bine, se întâmplă în fiecare an, dar se discutat concret, nu. Păi și cu cine ar trebui să discutați? Că ne întrebam și noi cu cine nu e știu. De discutat la Dinamo. Nu știu. Ei știu ce mai bine acolo, cine are putere de decizie, cine hotărăște. Uh-huh. Dar ce mai e de făcut, domnul Prunea, dacă vă duceți acum dumneavoastră, cu ce ați putea să-i ajutați pe oamenii ăștia? Că nici nu jucați, nici nu antrenați, nici nu veniți cu bani. Destrâns rândurile. Atâta se poate face. Cu încredere, mai sunt 7 etape și echipa trebuie să strângă rândurile, să înțeleagă că sunt aceia jucători, unii dintre ei jucători de valoare, care n-au ce să caute în zona aia acolo. Să strângă rândurile și 7 meciuri pe viață și pe moarte. Capă da. Cine poate. Așa vă trebuie să fie. Vă duceți sau nu vă duceți la Dinamo, după părerea dumneavoastră? Cum simțiți lucrurile acum? Eu cred că nu. Uh-huh. Din ce, așa, din experiența mea. Ce a fost această poziție publică a DDB-ului? Ce au vrut să obțină? Păi probabil că ei au apreciat munca mea de-a lungul anilor la Dinamo. Fie că am fost jucător, fie că am fost conducător și le mulțumesc pentru lucrul ăsta. Păi și nu vă duceți că vă e frică sau păi trebuie să-l angajezi, să vă legați de gât o retrogradare sau cum? Trebuie să vină cineva să-i facă o ofertă concretă. Păi da, eu ce să fac, Viorele? Să vorbesc eu cu mine. Păi nu, asta nu e greu, să vă sune un membru marcant de acolo, să vă cheme la o discuție și să bateți palma. Asta se poate să-l sune. Rezolva? Păi bun, să zic că-l sună după masă sau mâine. Asta în 5 minute e gata. Păi să o facă. Dar de aici începe greul. De asta v-am întrebat, dacă vă e frică să vă asociați prezența dumneavoastră cu o posibilă retrogradare? Nu. Nu, eu... Dacă mă duc oriunde, că am mai avut oferte, nu mă ascund și zilele trecute de la un club de Liga 1, nu mi-e frică. Nu mi-e frică pentru că știu să motivez antrenorii și jucătorii, știu să strâng rândurile, știu cam ce aș avea de făcut, indiferent la echipa la care, dacă voi vedea că, repet, mai am o ofertă pe care am refuzat-o. Da. Dacă ne-a spus să-mi fac o ofertă, că am citit în gazetă ce le-ați transmis colegilor noștri, presupun că nu vă refereați la latura financiară, că oamenii ăștia abia au bani pentru jucători. Vă refereați la, hai să zicem, o soliditate a proiectului, deși de la Dinamo ceva solid e de noaptea minții, de fișa postului, cam asta e ideea, nu? Păi acolo e problema, că nu vreau să mai pățesc și am pățit ultima dată. Vreau să am o fișa postului care să fie respectată. Nu, eu știu după 3 luni de zile să fiu dat la o parte și alții să-și facă mendrele pe acolo. Nu mai merge așa. A doua oară nu mai fac aceeași greșeală. Da. Indiferent de consecințe. Urin, lăsat să muncesc, Urin este capabil să salveze echipa ca tehnician? Cu siguranță da. Păi după cu câte se vede, cu siguranță nu, domnul Prunea. Mă scuzați că n-am nimic cu omul, dar după am câte vedem... Da, am încredere, l-am văzut și după meci. E prima dată când îl văd pe Dușan că lasă impresia că nu are soluții. Dar eu de aceea spun că acolo lângă el trebuie să fie cineva și aici nu neapărat eu. Și l-am mai spus și la băieții ăștia. Puneți pe cineva să stea lângă antrenor, să aibă dialog cu cineva omul ăla despre fotbal. El are nevoie de ajutor. Jucătorii au nevoie de ajutor, fiecare în parte. Pentru că în momentul ăsta nu Biciu este cel care rezolvă problemele, ci dialogul și încurajările. Pentru că eu sunt convins că acolo sunt jucători care interesează soarta clubului.
Am văzut o declarație a lui Dinu Gheorghe, care a condus și el niște cluburi și are o experiență, spunea că la Dinamo, din punctul lui de vedere, este o lipsă totală de autoritate. Așa este, am spus-o și eu, o spun și alți oameni cu experiență mai mare decât mine. Nu trebuie să fii mare specialist ca să-ți dai seama. De asta zic că acolo trebuie să fie cineva și aici, repet, nu neapărat eu, care să strângă băieții ăștia și antrenorii. Pentru că de asta este nevoie în momentul ăsta, de unitate, să fie ca frații. Au 7 final. Da? Și eu sunt convins că pot evita și barajul, pentru că sunt jucători, totuși, care au jucat la anumit nivel și nu poate uite fotbalul ăsta peste noapte. Da. Și atunci, de asta zic că cât mai repede trebuie făcut ceva și salvat clubul ăsta. Că și acum am fost aici la piață la mine și mă opresc oamenii, fie oameni în vârstă, fie băieți tineri, fie chiar copii. Și mă întreabă, domnule, ce se întâmplă, ce să mai facem? M-au sunat ieri un grup de la Liești, de lângă Galați, un grup de oameni de afaceri, care vor să dea cei 3% din impozit și sunt mulți. Au zis, domnule, și angajații noștri, avem peste 300 de angajați. Noi vrem să dăm toți ăștia 3%, se poate? Zic, păi cum, domnule, că nu se poate? Luați legătura cu bordul DDP-ului, cu siguranță orice ajutor e binevenit. De asta zic că trebuie strâns rândurile, toată lumea, absolut toată lumea, și dat drumul la câini, cum zicem noi. Da. Bine, domnul Prunea, ținem legătura, ținem aproape, cine știe.